Bine, trebuie să spun asta de la începutul videoclipului, că altfel o să uit. Urmăriți-mă pe Facebook și pe Instagram, pagina de Facebook Rodica Drăgă YouTube, iar pe Instagram Rodica Drăgănoi. Pe Instagram zilele astea voi posta niște poze foarte faine și vreau să-mi dați follow și inimioare. Salut, prieteni! Mă bucur să vă revăd! A trecut destul de mult timp de când am făcut ultima dată un videoclip. Astăzi vreau să discut cu voi despre prima sesiune din anul 2. Până acum, îmi place foarte mult în anul 2 faptul că materiile se leagă mult mai bine și un subiect se repetă de mai multe ori la fiecare materie, doar că este abordat sub o altă formă. Ca de exemplu, sistemul vascular este studiat și la histologie și la fiziologie în paralel, doar că în la fiecare materie se studiază sub o altă perspectivă subiectul. Astfel reușești cumva să înveți totul ca pe un întreg, o jumătate și o jumătate. În primul semestru din anul 2, eu am studiat histologie, microbiologie, fiziologie, am făcut în continuare engleză și sport, anatomie și un opțional care s-a transformat într-un curs obligatoriu, istoria medicinei. Bine, din ce am observat, se tot schimbă de la an la an materiile și ordinea în care sunt studiate. Voi începe mai întâi cu anatomia. Anatomia este mult mai stufoasă în anul 2, în primul semestru, doar că este mult mai faină. Înveți și tu despre organele despre care te întreabă toată lumea, rinichi, ficat, intestin, mamă, mă doare în dreapta, ce poate să fie? Mamă, mă doare în stânga, ce poate să fie? Lucruri din astea mai practice, hernii. La fiziologie este mai greu decât în anul întâi. Sunt mai multe detalii, este mult mai interesant. Examenul este mai complicat, este grilă, doar că grilele, deși au structura și cheia ca la examenul de admitere la București, totuși nota 7 se ia destul de greu. Apoi mai este histologia, unde sunt mai multe surse din care trebuie să înveți. Din cursuri, atlasul Junqueira, atlasul Ross, lucrările practice, trebuie cumva să-ți formezi singur o sinteză și să iei informația necesară astfel încât să știi să rezolvi subiectele. Microbiologia, eu o studiez la Institutul Cantacuzino, unde se spune că este catedra cea mai rea. Sincer, eu n-am știut toate bârfele despre catedra de la Cantacuzino, de la microbiologie, și a fost mai bine pentru mine, pentru că pur și simplu am interacționat normal cu profesorii și n-am avut niciun fel de preconcepție. Mie îmi place foarte mult pentru că examenul este corect, deși într-adevăr este greu, este o carte așa de groasă pe care trebuie să o înveți, însă pe site-ul catedrei sunt clar subiectele date, știi ce trebuie să înveți, în carte găsești toată informația necesară, cursurile sunt bine prezentate, deși mie de foarte multe ori mi-a fost greu să urmăresc pentru că se țin dimineața și contează prezența, contează să fii implicat. În primul semestru poate materialele la microbiologie să fie văzută ca plictisitoare, însă mie mi-a plăcut într-o anumită măsură și acum văd că în semestru 2 lucrurile se leagă și mai bine și studiez bacteriile personal, să zic așa. Faci cât un buletin la anumite bacterii și e mult, mult mai interesant. La începutul semestrului, văzând că am 4 materii, anatomie, fiziologie, microbiologie și histologie, care sunt mult mai stufoase decât m-aș fi așteptat, m-am agitat puțin, dar am luat fiecare curs în parte, am învățat cât am putut de constant și în sesiune mi-au rămas doar câteva cursuri la fiecare materie pe care nu le-am abordat deloc, ceea ce este ușor. Eu, de obicei, când am început să învăț pentru un anumit examen, am început cu acele cursuri pe care nu le-am citit niciodată. Și asta aș recomanda să faceți și voi, dar este bine să vă găsiți propriul stil și propria abordare prin care să asimilați cât mai ușor informația și să vă pregătiți cât mai bine pentru examen. De asemenea, o să vedeți că umblă tot felul de subiecte rezolvate, variante de subiecte și tot așa. E bine să le folosiți. Le găsiți pe internet, nu le ignorați, sunt utile într-o anumită măsură, puteți să le citiți, să vă ghidați cumva cam pe ce ar putea să se axeze anumite
întrebări la examen, dar învățați din cursuri, învățați din materialele pe care le recomandă profesorii, pentru că acolo găsești informația corectă, completă și care te ajută să îți formezi o imagine de ansamblu și să înțelegi ceea ce citești. Nu recomand tocitul. Este mult de reținut, nu neg asta, așa zisul reținut tocit, dar trebuie să o iei logic, treptat și să înțelegi fiecare factor care se conectează cu altul, să vă faceți singuri scheme, puteți să vă mai uitați și pe YouTube. Eu nu prea am folosit, de exemplu, semestrul ăsta videoclipuri de pe internet, doar că mi-am făcut singură scheme și am folosit schemele de la curs, care sunt destul de sugestive, mie mi-a plăcut destul de mult cum au predat profesorii, cum au prezentat profesorii cursurile semestrul acesta. Nu cred că sunt studentul acela ideal care merge la toate cursurile, nu sunt chiar foarte, foarte conștiincioasă în privința asta, dar îmi place într-o anumită măsură să fiu autodidact și dacă știu că mă ajută mult explicația de la curs, atunci merg la cursul respectiv, mă informez dinainte de la alte serii, de la alți studenți mai mari, cum decurg cursurile la anumite materii și așa știu să-mi triez la care merg și la care nu. Întotdeauna alegeți-vă o sursă sigură. Nu întrebați orice student, nu vă luați după toate bârfele. Mulți o să vă spună, bă, e groaznic profesorul ăla, dar dacă m-ați întrebat pe mine cum a fost un anumit profesor considerat rău, eu aș fi spus, bă, e un profesor bun. De multe ori m-am confruntat cu lucrul acesta și de aceea nu-mi place să mă iau după alții. Sursa mea de informare de obicei este un student care știu că învață foarte bine și este destul de obiectiv. Am câțiva prieteni în anumite serii care învață foarte bine, îi știu, sunt sincer și întotdeauna am reușit să iau informația de care aveam nevoie. Un sfat pe care vi l-aș mai da ar fi să nu vă temeți când cineva vă spune, băi, este un examen foarte greu. Asta cumva vă blochează mintea să învățați cum trebuie la examenul respectiv. Despre fiziologie, sigur o să auziți că este cel mai greu examen. Examenul acesta este picat de peste 1000 de studenți acumulați din mai multe serii, dar mie grilele mi s-au părut ok. Se dau detalii, într-adevăr, și chiar trebuie să înveți. Dar nu e imposibil. Nu vă gândiți acum că, vai, Rodica, tu l-ai văzut ușoare, dar de fapt e greu. Nu, nu, nu. Am realizat și eu că a fost greu examenul, doar că tot ceea ce am citit în cursuri se găsea în grile. La fiziologie o să vi se recomande să citiți din Boron, să citiți cursurile, să citiți prezentările de la cursuri. La anumite subiecte, sincer, m-a ajutat foarte mult Boronul. Boronul este o carte frumoasă pe care o să vă arăt acum. Ta-da! Aceasta este cartea excelentă. Are câteva greșeli, sincer, din cauza traducerii, dar schemele sunt foarte bune și mie mi-au plăcut. Dar baza pentru mine de învățat au fost cursurile și nu cartea asta. Până la urmă, fiziologie e fiziologie, ceea ce prezintă profesorii la cursuri mi se pare foarte complet. Unde nu am înțeles, unde mi s-a părut puțin ciudat explicat, am folosit cartea. Întotdeauna trebuie să știți să triați informații. Gândiți-vă că în anumite situații, vă dau un exemplu, un curs în Boron avea în jur de 30 de pagini. E foarte mult! Și cursul predat de profesor, prezentat de profesor, avea, să zicem, 12 pagini. Atunci eu ce am făcut? Am luat-o prin comparație. Citeam cursul, învățam foarte bine și apoi mă uitam și prin Boron. Băi, aici cum explic? Aici ce am mai adăugat? Dar nu am stat să bughisesc Boronul pentru că fizic nu ai timp. Cel puțin eu nu am avut. Depinde de tine cum îți organizezi timpul. Am avut colege care au preferat să stea să bughisească Boronul. Eu n-am reușit. Informația din grile, vă spun, se găsea în cursuri în principal. Așa, am uitat să vă spun de informatică. Da, informatică a fost și eu, am dat și la asta un examen. De fapt, nu prea am ce să vă zic de examenul ăsta. O să aflați voi cum este, nu știu. Nimic de comentat. A fost fix ca examenul la istoria medicinii. Am încercat să comasez cât mai multe sfaturi în câteva minute. Sper să fie util pentru voi. Voi încerca să vă răspund la mesajele pe care mi le-ați trimis și pe Facebook și pe YouTube. Îmi pare rău dacă nu am răspuns la timp. Mă voi strădui să postez din nou săptămânal. Mai am câteva idei de videoclipuri. Aproape am atins numărul de 5.000 de abonați și voi face un giveaway pe care îl voi anunța la timp. Fiți pe fază
pauză, urmăriți videoclipurile pe care le voi posta. Eu am avut vacanță, m-am odihnit, am mers la munte, mi-am sărbătorit ziua de naștere, am făcut 20 de ani și acum a început semestrul 2 din anul 2. Am energie, am putere, cu siguranță Dumnezeu a pregătit pentru mine și semestrul acesta experiențe interesante. Sunt entuziasmată, pregătită emoțional, fizic, spiritual. Vă doresc și vouă succes în privința asta. Indiferent cum a fost sesiunea prin care ați trecut, acum vreau ca voi să vă concentrați pe semestrul acesta, să învățați din greșelile semestrului trecut, nu să vă lăsați doborâți de eșec. Eșecul este făcut ca să ne întărească pe noi, nu să ne doboare. Abonați-vă la canalul meu, apăsați pe butonul de notificări ca să fiți atenți când voi posta următorul videoclip. Dacă vă place acest gen de videoclipuri, dați un like, lăsați un comentariu și cam atât. Am primit ăsta cadou și vreau să-l folosesc. Pa!